Acest GLA a primit o nouă fățișare. O schimbare de culoare dintr-un gri mult mai deschis în acest ton de gri satin mat metalizat. Mașina a fost demontată pentru a facilita procesul de aplicare a acestui colant. Colantul nu permite o aplicare de durată a părții de interior a ușilor, precum vopseaua detașabilă, dar fiind un ton apropiat de culoare, a rămas fără parte de interior. Extra, mașina a aplicat o vopsea permanentă pe oglinzi și mânere, deoarece aceste elemente sunt foarte greu de înfoliat. Extra, am aplicat o folie termică pe parbriz, geamuri față, geamuri spate și panoramă, iar partea din față, mai exact farurile, au fost protejate cu o folie transparentă cu aspect fumuriu.